Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. Toate aceste case au fost făcute cu acordul tacit al autorităților. Lipsa de implicare, lipsa de identificare a unora care au început să construiască a dus la realizarea unei case, după aceea a trecut 3 ani, 5 ani, 10 ani și unul normal că vine după aici, domne, am casa asta, de unii de 50 de ani. Deci, în baza de date la impozite și da, de 50 de ani. 60 de ani, iată, 60 de ani, 67 de ani. Nu știu că dintre noastre ați fost acolo, pe strada Mistre, să vedeți ce se întâmplă. Au fost. Cu 2 euro am concesionat pe strada Mistre. Nu știu că ați fost acolo, ați fost? Nu, dar vă spun așa. Eu am fost pe strada Mistre și vă spun că la 80% din cei de aici de față, mi-e frică să intrați acolo. Vă spun sigur că n-aveți curaj să intrați acolo singur. Acolo e porci, mănâncă din vânzare. Manelele se ascultă la stații, la boxe, vin concetățenii noștri din Anglia, din Olanda, acasă de sărbători și fac iure și mare. N-ai curat să intre acolo, că te taie cu cuțită. Te taie cu cuțită. Eu mă aștept să mergeți acolo. Mă vine acolo să aș cu mine a făcut curat acolo. Eu mă aștept să mergeți cu mine acolo când vreți. Cine vrea să meargă dintre colegii noștri, consilieri, vă iau cu mine să vedeți ce acolo. Și atunci vedem ce înseamnă. Ce înseamnă viața adevărată, aia din suburbii. Dar dacă legislația spune că trebuie să lucrăm, având la atâția ani, eu ce pot să fac de acum înainte, cât timp sunt eu, vă spun, să urmăresc cu poliția locală, să urmăresc cu urbanismul și cu ceilalți gospodării, să nu se mai înceapă construcții de genul ăsta, decât cu autorizația de construcție. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin.